Vreau să vă spun că primii 500 de oameni care vor lăsa un like și vor comenta la acest videoclip vor primi o inimioară de la mine. Baftă! Dacă vrei să apari în următorul meu episod, trebuie să completezi următoarele reguli în mai puțin de 10 secunde. Lasă un like la acest videoclip, abonează-te la canalul meu, activează clopoțelul bifând să ți se trimite toate notificările și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu fără să fii întrerupt, jocul tău preferat. Iar în cazul în care eu îmi dau seama din comentariile tale ce joc ai scris, vei apărea în următorul meu episod. O să leg de fiecare dată 4 oameni pe care o să-i pun în clip. Baftă! Salutare tuturor, numesc Marius Iancu și bine ați revenit, guys, la un episod foarte, foarte tare pentru toți jucătorii de Brawl Stars. Like dacă ai jucat Brawl Stars, dacă joci sau dacă vei juca, îți recomand să vedeți la acest videoclip, guys, deoarece videoclipul ăsta a fost nevoie la el de un foarte, foarte mare research, deoarece am niște informații foarte interesante despre boxurile din Brawl Stars. Înainte să înceapă videoclipul, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, guys, să facem cât mai mulți abonați, să ne ducem către 350.000 anul acesta. Brava, le-am făcut o tonă de abonați anul ăsta. Și haideți să vă spun ce o să facem în episodul de astăzi, guys. E bine, în episodul de astăzi nu numai că vă voi arăta evoluția boxului nou în Brawl Stars, însă vă voi arăta așa, fiți atenți, guys. Deci, în primul rând, vă voi arăta boxurile vechi de pe Brawl Stars pe care foarte, foarte mulți nu le știați. Like, da, înainte au fost Brawl Box, Big Box și Mega Box în alt format, însă au fost și alte boxuri pe Brawl Stars. O să vă arăt animații, avem niște animații super, super mișto, o să vedeți imediat. Și pe lângă chestia asta, o să vă arăt și niște posibile boxuri care se vor adăuga anul viitor sau dacă ne ajută bunul Dumnezeu anul ăsta, cât mai e din el, dar slabe șanse. Vreau să fiu realist, nu vreau să zic că mamă, mâine se bagă 6 boxuri noi pe Brawl Stars. Nu, băieți, nu, deci chiar dacă ar fi să o dăm realist, anul viitor se vor adăuga următoarele boxuri pe care eu o să vi le arăt aici. Așa că vă rog să apăsați butonul de like, guys. Aș vrea să încep prin locul să vă spun că înainte existau pe Brawl Stars 7 boxuri, să spunem așa, principale, deoarece într-un fel când s-a lansat Brawl Stars, era ca și Clash Royale, știi? Adică erau turnamente, erau anumite chestii pe care puteai să beneficiezi de boxuri, știi ce zic? Adică erau foarte multe boxuri, gen care erau dată doar la o categorie de oameni. Știți cum erau turnamentele pe Clash Royale, știi ce zic? Bă, nu puteai să le pui pe alea la boxuri, știi ce zic? Adică erau pur și simplu niște cufere complet diferite. Așa era și pe Brawl Stars, erau foarte multe chestii, primeai boxuri dacă te uitai și la reclame înainte, da, ți-a auzit foarte bine. Nu știu că știți chestia asta, însă înainte dacă te uitai pe Brawl Stars, aveai, gen, dacă te uitai la reclame pe Brawl Stars, aveai două beneficii. Unu, îți dădea un box gratis pe cel că te uita la reclamă sau îți dubla ceea ce ai primit dintr-un box. Însă înainte, guys, nu existau powerpoints-uri pe Brawler când s-a lansat jocul. Înainte, tu ce primeai? Primeai Brawler din fiecare box. Da, ți-a auzit foarte bine, chiar primeai Brawler din fiecare box. Însă, ce făceai tu cu Brawler-ul ăștia? Nu-ți dădea Brawlerii, gen, îți dădea duplicate. Să zicem că eu dacă l-aveam pe El Primo și îl primeam pe El Primo, îmi dădea duplicate El Primo și în, și cum zice, pentru că l-aveam deja pe El Primo, mi-l convertea în chipsuri. Chipsurile erau niște, gen, nu știu dacă știți ce înseamnă chipsuri, nu chipsurile alea pe care le mâncăm. Chipsurile sunt niște chestii, like, poate ați văzut și voi la poker sau ceva de genul, vreau să vorbesc foarte multe, niște dalea cu care se joacă poker și se zic, adică niște d-astea așa, îs cam atâta, bro, de, știi, vă jucați voi, gen, se joacă poker cu ele, sunt sub formă de bani, like, știi, cam asta este ideea, sunt sub formă de bani. Și pe Brawl Stars, înainte existau chipsurile astea, erau niște, v-am zis, niște d-astea, ca și cum sunt niște mici de hockey, de alea așa, micuțe, și sigur, căutați până dacă nu știți despre ce este vorba, erau alb și albastru, like, erau așa, jumate alb, jumate albastru, și cu astea puteai să cumperi brawler direct din meniu de la Brawl Stars. E bine, datorită fratele meu Chipi, la care aveți un link în descriere, are un videoclip foarte, foarte mișto în care ne arată cum arătau boxurile, pentru că o să vi le arăt imediat, însă prima dată vreau să vedem boxurile de bază, respectiv Brawl Box-ul, Big Box-ul și Mega Box-ul, pentru că astea sunt cele mai basic boxuri pe care le avem în Brawl Stars și momentan singurele, adică știți că dacă mergem aici la shop, avem odată, avem Mega Box-ul, avem Big Box-ul și pe lângă chestia asta avem și pe aici și un Brawl Box. Astea sunt singurele boxuri care există momentan. Chiar acum o să intru pe videoclip și o să vă arăt cum arătau boxurile înainte și cum arată acum. Ok, guys, chiar acum am uitat pe videoclip și pe lângă asta o să avem și o animație foarte, foarte interesantă. Check this out. Deci, avem Brawl Box, Brawl Box, uitați. Vedeți, așa arăta Brawl Box-ul înainte, bro. Bă, mi se pare foarte, foarte mișto, însă stați puțin să vedeți animația. Formatul ăsta a fost păstrat foarte, foarte mult
moment respectiv. A fost și momentul în care Brawl Stars-ul era un joc de ăsta de te jucai așa pe telefon, like, nu era ca tableta, te jucai așa, gen știi, pe vertical, adică te jucai. Și totodată a fost puțin, a fost puțin ținute boxuri de astea și în momentul în care jocul a intrat pe orizontală, like verticală e așa, băieții, și orizontală e așa în cazul în care nu știa. Educație, fiți atenți, guys. În momentul în care a deschis chestia asta, primește PowerPoint și toate chestiile astea. Ăsta, după cum vedeți, având în vedere că e pe ăsta, e pe modelul nou, adică pe orizontală, înseamnă că deja s-a făcut tranziția. Adică vei primi PowerPoint-uri și în stânga scrie, vedeți acolo în stânga tocmai ce am zis, că dacă tu vei vizualiza o reclamă, o să ți se dubleze reward-urile. Uitați, aici a primit și un brawler foarte, foarte interesant, l-a primit pe el primul, mișto. Iar acum o să vedeți Brawl Box-ul din Brawl Stars-ul normal, cam ăsta, adică nu e cam nimic special aici. Da, chestia asta s-a mai văzut de foarte multe ori, bănesc. Acum avem B-Box-ul din Brawl Stars și ăla din Brawl Stars-ul ăla mare. Acum, guys, o să vedeți, fiți atenți. Deci primul Brawl Box a fost ăla în momentul în care Brawl Stars-ul s-a băgat pe orizontală. Acum o să vedeți Big Box-ul din momentul în care era pe verticală și momentul în care existau chipsurile alea de care v-am zis eu prima dată. Fiți atenți. Așa arăta Brawl Box-ul. Acum o să vă arăt niște poze cu el după, ca să vedeți mai în clar toate chestiile astea. Uitați-vă ce primea. Deci vedeți, a primit duplicate Nita și scrie acolo că a primit chipsuri la el. Vedeți, și aici dintr-un Mega Box, cum îi zice, cred că era undeva la 10 Brawl Box-uri, asta însemna un Mega Box, 10 Brawl Box-uri, și vedeți că acolo sus scria Boxes Remaining 7 și putea să deschidă toate boxurile astea, vedeți, și dădea. Și primea chipsuri, primea elixir, chipsuri, toate chestiile astea, și mi se pare foarte, foarte mișto. Cu elixirul îți dai upgrade aici mărciul fratele Chipii, îl aveți la el activ în cazul în care vreți să cumpărați. Cu acele elixir îți dădeai update la Brawler, cum îți dau acum cu PowerPoints-urile. Acum hai să zicem la ceva mai serios, respectiv Mega Box-ul din Brawl Stars-ul vechi și din Brawl Stars-ul nou. Uitați-vă cum arăta Mega Box-ul înainte, fiți atenți. Hai să vedem. Acum, nu, stai, ăsta e Mega Box-ul ăsta normal. Hai să vedem, bun. Ăsta e Mega Box-ul basic-ul, adică n-avem ce să zicem, e un Mega Box ăsta așa. Și acum cred că ne arată pe ăla din ăsta, bun. Așa arăta, guys, Mega Box-ul în Brawl Stars. Ideea este că, fiți atenți, Chipi în momentul de față a făcut la o versiune mai nouă. Însă, fiți atenți, există o perioadă pe care o să vă arăt-o imediat în niște poze, în care nu exista Mega Box și pe shop un Brawl Box costa 10 gemuri și un Big Box costa undeva la 80 de gemuri. O să vă arăt eu imediat poze. Însă până atunci hai să vedem și Mega Box-ul ăsta, care e foarte, foarte mișto. Hai să dai aici tap-tap-tap. Bun, vedeți, asta este animația veche. Adică, bro, e foarte, foarte asemănătoare, însă vedeți că am graficile sunt așa, bun. Iar acum, guys, avem și chestiile astea, respectiv Epic Box-ul, care și-a schimbat structura. O să vi le arăt doar așa cum arată, că după o să discutăm mai mult despre Epic Box-urile astea, pentru că v-am zis, sunt foarte, foarte multe box-uri, vedeți, vă dea Epic Brawler. Și Mythic Box-ul, care și-l arată așa și ți-l dă pe Mortis. Uite, hai să vedem și animația, să nu ziceți că nu vă las animația. Bun, hai să revenim înapoi pe Brawl Stars să vă zic mai multe despre box-urile astea. Ok, guys, suntem înapoi pe Brawl Stars și vreau să discutăm mai mult despre ce am spus acolo, respectiv că na, există boxurile astea, Epic Box și astea, și pe lângă asta nu exista înainte Brawl Box, nu exista Mega Box pe shop-ul de la Brawl Stars. Dați auzit foarte bine. Chiar acum, guys, aveți o poză, o să vă pun chiar acum, stați puțin că zic că aici o poză pe ecran, în care o să puteți vedea faptul că pe shop existau doar așa. Exista Brawl Box, care costa 10 gemuri, și Big Box-ul, care costa 80 de gemuri. Însă structura Big Box-ului era una foarte, foarte diferită. După cum vedeți, Big Box-ul arată ca și cum este un box gigantic cu mai multe Brawl Box-uri, lucru pe care în chestia asta și era. Adică un Brawl Box costa 10 gemuri și ca să deschizi 10 Brawl Box-uri, matematică simplă, 10 ori 10 vine 200. Credeți că sunt prost? Nu că n-aș fi, dar am făcut-o cadrincă. 10 ori 10 vine 100. Și în momentul în care tu deschideai un Big Box, Big Box-ul teoretic îți deschidea 10 Brawl Box-uri. Adică tu deschideai tot Brawl Box, însă la ofertă mai bună, deoarece pe 10 te dădeai doar 80 de gemuri. Adică economiseai 20 de gemuri. Însă, na, chestiile astea le știți, mai era și Mega Box-ul. Nu am poze când s-a băgat Mega Box-ul. Am poză cu o ofertă foarte, foarte mișto. Aici o ofertă de level 5. Nu scrie prețul, vedeți că este acoperit prețul acolo, care îți dădea un Big Box și 80 de gemuri, respectiv două Big Box-uri, dacă ar fi să luăm așa, pentru că nu prea aveai pe ce să cheltui înainte banii decât pe box-uri. Iar acum, guys, trecem la
boxurile pe raritate pe care nu foarte multă lume le-a prins. Astea erau în versiunea beta. Respectiv, guys, pentru prima dată Rare Brawl Box și Super Rare Brawl Box. Foarte, foarte mișto. V-am zis că vă dădeau Brawler și dacă nu aveați, vă dădeau duplicate-urile, lucru care mi se pare foarte, foarte mișto. Și totodată aveai șansa. Adică, de exemplu, dacă se adăuga un Rare Brawler nou și ziceai, bro, cu 30 de gemul îl iau, nu, nu-l luai. Efectiv, aveai șansa să spice orice Brawler rar. Și în cazul care spica unul pe care deja l-aveai, primeai chipsuri. Adică nu frântai tu sistemul sau ceva de genul. Vedeți că este și super rar albastru, iar foarte, foarte interesant. Și acum să trecem la astea mișto, respectiv epic și mythic. Da, ați auzit foarte bine, nu exista legendary box pe Brawl Stars. Niciodată n-a existat legendary brawler box pe Brawl Stars. Poate în viitor, însă asta o să vedem imediat. Avem aici epic brawler box-ul pe care l-ați văzut în animația pe care am arătat-o de la Chippy, că era roșu, da, era roșu înainte. Însă oamenii l-au făcut... A fost și mov și roșu, s-a modificat foarte, foarte mult. Și aveți acolo Mythic Box-ul care costă 350 de gemuri, respectiv 100 de lei pentru un brawler Mythic, bro. Nu mi se pare combinație, vă zic de acum. Deci 350 de lei pentru un Mythic Brawler Box nu mi se pare deloc combinație. Și nu vă recomand, în cazul în care o să se readauge chestia asta, nu vă recomand să vă cumpărați Mythic Brawler Box și toate chestiile astea. Însă la începutul videoclipului am zis că pe lângă evoluția boxurilor o să vă mai arăt și niște boxuri care urmează să fie teoretic adăugate în Brawl Stars. După cum știți, încă din 2018, de când Brawl Stars s-a lansat global, Nu s-a băgat niciun box. Adică, bă, care-i faza nașpa în Brawl Stars? Bă, în Brawl Stars numai s-au scos boxuri, nu s-au băgat niciunul. Și ce zic? Adică, pur și simplu, nu mai s-au scos. Bă, am două boxuri acum pe care vreau să vi le arăt. Una care este destul de probabilă să se adauge și alta la fel de probabilă, însă comunitatea parcă o alege mai mult pe prima. De ce? Poate ați auzit și voi de conceptul de Ultra Box pe care l-aveți chiar acum pe ecran. Ultra Box-ul este, deci arată chiar 100% ca un box din Brawl Stars, nu poți să zici că n-arată sau ceva de genul. Iar chiar acum, guys, o să vă citesc detaliile de la acest box. Ei bine, boxul ăsta o să coste 170 de gemuri, adică cât un Brawl Pass, adică o să coste 50 de lei și o să fie de 30 de ori cât un Brawl Box. Totodată o să-l mai poți să-l cumperi și cu PowerPoints-uri, respectiv 3000 de PowerPoints-uri, adică o să fie cât 3 mega boxuri. Chiar sunt foarte, foarte curios. Știți că sunt compilațiile alea pe YouTube, bănuiesc că v-ați uitat și voi la ele. În momentul în care cineva deschide 10 iteme, 11 iteme pe mega box și toată lumea își dă cu capul de pereți, mă gândesc acum, bro, gândiți-vă că aici, având în vedere că noi deschidem 5 iteme pe mega box și 3 pe big box, aici ar trebui să deschidem, bă, măcar 9 sau 10 iteme și să nu ne pice nimica. Și ce zic, adică să deschidem 8, 9, 10, să avem items remaining și să nu primim brawler. Gândiți-vă că aici, bro, am putea să avem și 15 iteme într-un singur box. Adică, bro, ar fi o nebunie totală și bănuiesc, bă, că băieții s-ar duce tare. Adică ar fi foarte, foarte mișto să se întâmple chestia asta. Însă, următorul box este unul pe care foarte mulți îl așteptați. Știți că o să se adauge update-ul ăsta, însă momentan avem doar o singură imagine despre box, respectiv club box-ul. Da, știți toată lumea că o să se adauge club wars pe Brawl Stars, este confirmat, însă o să fie foarte, foarte mult. Așa arată box-ul, mi se pare că arată extrem de mișto. Știți și voi că o să se adauge club wars pe Brawl Stars, s-au confirmat băieții, însă încă lucrează. Adică nu vă așteptați că e gata și trebuie să dea semn nou. Încă se lucrează, a zis Ryan într-un comentariu, știți și voi, pentru că pe moment atunci toată lumea s-a alarmat că se bagă, dar el de fapt a zis că nici măcar n-au început să lucreze în momentul. Adică vă dați seama că o să se adauge anul viitor, poate chiar vara, nu vreau să fiu pesimist sau ceva de genul. Însă, cam atât a fost cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă mai vreți să fac episoade de genul foarte, foarte mișto cu Brawl Stars, în care aflăm despre trecutul brawlerilor, orice, abar n-am, scrieți în comentarii. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem cu un episod de noi, v-am salutat pe toți, pa, pa!